lege Gauck, o lege care să permită deconspirarea arhivelor fostei securități. Acest adevăr l-a rostit Ticu Dumitrescu neîncetat după anii 90, creându-și mari adversități politice. Abia în anul 1999, Parlamentul României a votat legea 187, legea de conspirării securității și accesului la propriul dosar, lege care poartă numele. O lege însă care nu-i deconspiră pe ofițerii fostei poliții politice. De securitate, de un mecanism criminal care a susținut timp de 4 decenii regimul comunist. Dar nu putem să-i cunoaștem pe cei care i-au executat sângeros ordinele. Inițiatorul legii avea motive să sufere. Era normal, desnodământul era dinainte de prevăzut, încă de la Senat, din dezbaterile de aici, așa încât s-a ajuns acolo unde s-a dorit. Adică după o tergiversare care a durat ani și ani, am ajuns la o lege inoperantă, inaplicabilă. Bătălia din ultimii 18 ani a senatorului Constantin Ticu Dumitrescu este legată de existența acestei instituții, de legea care îi poartă numele și care s-a dorit a fi o speranță de asanare a vieții sociale și politice în România. Suferința personală a lui Constantin Ticu Dumitrescu în anii de detenție, rezistența, lupta lui pentru cunoașterea și înțelegerea trecutului, pentru decomunizarea societății românești, sunt strâns legate de un modest apartament dintr-un bloc în care acesta a trăit până la sfârșitul vieții. Cornelia, soția lui, și Florentina, fiica lui, au simțit din plin toate încercările acestor ani. Mineriadele, telefoanele de amenințare cu moartea atunci când încerca să deconspire întregul puzzle al securității, pozițiile publice intransigente ale acestui om de mare trăire morală și demnitate au fost tot atâtea motive de hărțuire a familiei sale. Ticu și-a dorit o casă a lui, cu pământul sub picioare, cu liliacul și trandafirii înfloriți, ca în leagănul din copilărie. Nu a reușit să o realizeze. A trăit așa cum marii seniori ai partidului l-au deprins, cu mușcate la ferestre.